Cât durează, mare? Întrebare, tu... Bun găsit, suntem în Piața Mare, sunteți în direct pe pagina de Facebook La Ora de Sibiu. Suntem la deja a treia ediție la interviuri pe față, un proiect la care noi lucrăm și care își propune să aducă în fața voastră oameni care au ceva de spus în oraș și care chiar fac ceva pentru Sibiu. La primele două ediții ați văzut că am stat de vorbă cu hairstylistul Paul Paralescu, săptămâna trecută cu campionul balcanic Ionul Bucur, iar astăzi îl aducem în fața voastră în premieră pe organizatorul celui mai mare eveniment din Sibiu după Festivalul Internațional de Teatru. Practic vorbim de Media Music Awards, suntem în Piața Mare și în spatele nostru vedeți deja că s-a amenajat 90% din scena pe care mâine seară o să fie foarte mulți artiști și o să concerteze în Piața Mare. Stăm de vorbă cu Tibi Marian. El este cel care a venit cu ideea de a implementa un astfel de proiect la Sibiu. Acum 5 ani a fost prima ediție. Acum 5 ani a fost prima ediție, dar acum vreo 7 ani am început la această idee, dar a fost destul de greu pentru prima ediție de pus în practică, pentru că s-a făcut oarecum din resurse, prima ediție din resurse 100% private. Prima ediție a fost tot în Piața Mare, deci tot evenimentul Piața Mare, da. Media Music Awards se identifică practic cu Sibiu. Cam 40.000 de oameni așteptați voi anul ăsta, în trecut parcă au fost și mai mulți. Da, este greu de estimat câți oameni intră, eventual numai dacă o să calculăm, eu știu, sunt 12.000 de metri pătrați în Piața Mare, normal intră cam 4 oameni maxim, între 3 și 4 oameni maxim pe metru pătrat. Se poate face un calcul. Ne, fiind cu intrare liberă, încă nu putem să nu avem o contorizare. Bun. Dar cam atât. Înainte să te întreb ce o să fie aici mâine seară, și cu siguranță o să fie multe lucruri bune și care fac reclamă bună Sibiului, vreau să ne povestești de unde ți-a venit ideea asta. Pentru că nu știu dacă te-a mai întrebat cineva cum ți-a venit ideea să faci un eveniment de genul ăsta. E unic în România. Și în lume. Și în lume. Și bineînțeles că face reclamă bună Sibiului. De unde ți-a venit ideea să faci Media Music Awards? Ideea mi-a venit de a face niște premii muzicale corecte, transparente și, să zicem, bine organizate, în sensul de a petrece timpul necesar, și anume de vreo 6-7 luni să se organizeze bine un asemenea eveniment. Sincer, când am fost la un alt eveniment similar în România și am văzut oarecum ce se întâmplă acolo și am să fac altceva. Nu vreau să intru în detalii, dar pur și simplu am vrut să fie artistul respectat, să fie criteriile transparente. Și mi-a venit ideea, având o colaborare mai veche cu acest soft de monitorizare care se numește Media Forest, un soft de monitorizare a tuturor radiourilor și televiziunilor din România, dar și din alte țări. Și mi-a venit ideea bună, spun eu, de a face primele premii muzicale din lume bazate pe difuzări. Și anume, dacă, eu știu, un artist a avut cu 100 de difuzări sau cu, eu știu, 100 de secunde mai multe difuzări într-un an de zile decât celălalt, el ia premiu. Și ce este foarte bine, că acel artist poate să verifice, sau cel care este pe locul 2 sau 3 sau așa, poate să verifice, având contul la Media Forest,
pentru a-și dacă verifica e real, exact, dacă într-adevăr este clasamentul real și dacă într-adevăr cel care a câștigat pe bune, să spun așa. 5 ani în care evenimentul a crescut vizibil și asta o spun și din prisma jurnalistului, eu adică la, dacă la prima ediție, care a fost și atunci un succes din câte mi-aduc aminte, lucrurile au început așa, ca la început, nimeni nu știa ce, la ce să aștepte, deja acum în lumea aude de Media Music Awards, vorbim de un brand, un brand care face reclamă Sibiului. Și îți dau un singur exemplu, am căutat mai devreme să văd dacă mai sunt locuri de cazare în oraș pentru mâine seară și surpriza, hai să nu zic că n-a fost chiar o surpriză neașteptată, e că n-am prea găsit locuri de cazare, adică 99% din cazări sunt ocupate. Este, deși noi ne-am cam ferit din anumite motive să publicăm sau să ne lăudăm cu acest lucru și o să vă spun și din ce motive. Cred eu, din câte știu, că este un record de ocupare a locațiilor de cazare în Sibiu în timpul săptămânii. Și am impresia că s-a ajuns undeva la 90% și restul de 10%, cu riscul de a părea un pic lipsit de modestie, restul de 10% este ținut de către hotelul și pensiuni pentru a le vinde la suprapreț, să zic așa. Te întreb vis-a-vis de aspectul ăsta, pentru că tot l-am adus în discuție. Cum vă înțelegeți cu hotelierii din Sibiu? Mulți dintre organizatorii de evenimente spun că nu prea primesc nicio mână de ajutor din partea lor și asta mă refer în ceea ce privește prețurile la cazări. Adică, normal, cred că ar fi ca acești hotelieri din oraș să ofere niște facilități pentru organizatorii de evenimente. Exact. Iar lucrul ăsta nu se prea întâmplă. La tine se întâmplă? Sau s-a întâmplat în trecut, se mai întâmplă, nu la nivelul, bineînțeles, prețurile au crescut, nu la nivelul la care le aveam în anii trecuți. Acum, cu ghilimele de rigoare, ei speculează aceste evenimente, în sensul de a ridica prețurile, dar încă suntem mulțumiți. E drept că au mai crescut prețurile, dar nu cu foarte mult. Deci considerăm că suntem susținuți, tot mai puțin, dar încă suntem susținuți. Spune-ne la ce să ne așteptăm de la Media Music Awards 2016, aici în Piața Mare, mâine. Sunt vreo 30 de artiști. Da, 31, 32. Eu cred că îi știi pe toți și dacă ne apucăm, s-ar putea să iei și să ne spui din ei. Spune-ne la ce să se aștepte publicul. Toată lumea se așteaptă la lucruri impresionante de la Media Music Awards, la ce să se aștepte publicul mâine seara aici? În ultimii ani evenimentul a evoluat foarte mult, din punct de vedere al producției, al organizării, al prestațiilor artistice. Anul acesta avem un regizor de renume al evenimentului, și anume Petre Năstase, care lumea știa foarte multe evenimente de la ProTV, de la TVR și așa mai departe, foarte multe emisiuni cunoscute le-a regizat. Avem o echipă foarte, foarte bine pusă la punct de vedere al producției, video, scenotehnică și așa mai departe. Și anul acesta cu siguranță va fi, cel puțin din acest punct de vedere, o producție video, TV, mult, mult mai bună. Am fost mult mai atenți și din fericire, mulțumim pe această cale primăriei că ne-a acordat și ne-a înțeles. Am avut mai mult timp la dispoziție și asta înseamnă că am putut să organizăm mai multe lucruri și anume tot ce înseamnă partea de high-tech, de LED, de efecte și așa mai departe. Vedem aici în spate o scenă și o să vă arate Claudiu imediat scena de la Media Music Awards din anul ăsta. Mie mi se pare mai mare decât scenele din trecut, cel puțin față de ce a fost anul trecut. Spune-mi un pic, dacă mă uit așa, cred că arată cam cât un teren de fotbal ca și lățime. Niște date legate de scena asta. Păi, în premieră, cred eu, în Sibiu, sunt niște ecrane de LED-uri care, în primul rând, că sunt de ultima generație, în al doilea rând, sunt de aproximativ 200 de metri pătrați, ceea ce o să ajute foarte mult la show. Da. Ce o să mai pregătesc anul acesta pentru public, pentru că am început de anul trecut de la un nivel puțin mai mic și anume am făcut o regie de prin planuri și am închiriat un LED cu sprijinul și anumitor sponsori, că nu eram buget și am închiriat un ecran de LED de mare rezoluție și mari dimensiuni pe care publicul din piață să poată să vadă doar prin planuri cu artiștii preferați, pentru a se simți mai aproape de ei, pentru a vedea, gesturile, interpretarea, artistică mult, mult mai intens. Și a prins foarte bine și toți au fost mulțumiți. Anul acesta am dublat numărul de LED-uri, adică dimensiunea LED-urilor respective, după cum se vede.
ca să fie vizibilitatea mai bună. Să fie vizibilitatea mai bună și o să facem o regie specială de prin planuri. Și anume, dau un exemplu. Asta a fost o idee de a mea pentru România, dar inspirată și din alte țări. Și anume, dacă eu știu, cânt un band, cum ar fi Holograf sau un boy band mai mic, cum ar fi Maxim, automat să îi dăm poate uneori chiar și pe toți patru, pe cele patru ecrane. Deci să avem o regie și niște camere separate pentru fiecare în parte și să... Apropo de transmisia TV, și anul ăsta va fi, din cum am înțeles, evenimentul va fi transmis la TV pe același canal ca și anul trecut. Anul acesta va fi în direct și la nivel internațional, pe TVR internațional, pe TVR HD, începând cu ora, în direct va fi începând cu ora 19:30. Și pe TVR 1, ceea ce este o premieră și o consider o realizare de-a mea și a echipei noastre, pe TVR 1 va fi în direct începând cu ora 21, imediat după jurnal. Deci, Media Music Awards 2016 va fi în direct pe Televiziunea Națională. Pe Televiziunea Națională. Asta înseamnă că aveți o alea de acoperire. Da. E o premieră, cred că numai Festivalul Internațional de Teatru și câte cele mulți lor au mai fost în direct din Piața Mare din Sibiu. Da, un eveniment de acest gen pe TVR 1, din câte știu eu, nu a mai fost. Adică niște premii muzicale sau un eveniment muzică modernă. Asta dovedește că interesul e destul de mare și la nivel național din ce în ce mai mare. Da. Și că Media Music Awards a devenit un eveniment de primă clasă pentru România. Da, este... Cât costă așa mare să faci un eveniment de genul ăsta? Undeva dublu față de cât primim finanțarea primă. Încă atât trebuie să mai căutăm sponsorizări private pentru a reuși să iese evenimentul acesta. Găsiți sponsor? Sunt sponsori alături de voi? Cum vă descurcați? Da, sunt. De la an la an, unii noi, alții, eu știu, se retrag din motive de strategie, de marketing sau de bugete, dar, doamne mulți, în ultimii ani ne susțin și doar așa poate să crească evenimentul, că altfel nu poate să arate așa, să fie așa de mult artiști și să fie transmis, să avem un car Full HD cu tot felul de camere speciale. Anul acesta încă o premieră, că dacă este să tot vorbim de premieră, o să fie, în Sibiu cel puțin, un cable cam cu 100 de metri de cablu, care va fi interesant. Se și montează cable. Se va instala. Nu știu dacă în Sibiu s-a mai filmat. Pe lângă dronele pe care le folosim, o să fie 3 drone care să, din care o să se filmeze și o să se vadă live. Eu zic că va arăta bine. Un lucru cu care îmi permit să ne lăudăm, că am aflat și noi anul acesta, conform facebrands.ro, brandul și evenimentul Media Music Awards este al doilea eveniment muzical ca și popularitate în România după Anton, ceea ce ne bucură. Eu mă uit, uite, mai întreabă lumea la cât începe. Puteți să puneți întrebări, că noi le citim în direct, Tibi o să ne și răspundă. Evenimentul o să înceapă la ora 19 și anume o să fie niște trupe care se cânte în deschidere. O să fie și un DJ set trimis de cei de la DJ Monitor din Olanda și încet încet o să vrem să obișnuim publicul din Sibiu cel puțin cu un DJ set în cadrul evenimentului. Cine vine în asta? O să fie surpriză, nu este un DJ extraordinar de cunoscut, dar o să vedeți, o să fie o producție și un set, un DJ set interesant și o să fie un pupitru de DJ 3D pe LED-uri care nu este tot așa în premieră lansat în România. Deci cei care iubesc muzica de club și nu numai, să vină în Piața Mare la început. Da, la început. Pentru că să aibă parte de surpriză din punctul ăsta de vedere. 30 de artiști, mai sunt mai mulți, mai puțin? Undeva în jur de 33-34 de artiști, undeva la 24 de prestații artistice, pentru că unii cântă împreună, tot felul de featuring-uri. Și niște nume mari, ca să le spunem oamenilor. Eu spun că anul ăsta, din fericire, cântă toate numele mari, după părerea mea, în sensul mari, nu suntem noi poate în măsură, hai să nu spunem, dar nu suntem în măsură să spunem care sunt mari și care sunt mai mici, dar hai să spunem cei mai difuzați. Dacă tot Media Music Awards, apropo, și criteriul de selecție a artiștilor care cântă pe scena Media Music Awards, este bazat tot pe difuzări. Deci este un 100% transparent și ordinea în care cântă. Dă-ne câteva nume. Carlos Dreams, pe care cu siguranță îi așteaptă foarte multă lume, pentru că simțim o mare cerere. Da. Și mică dezvăluire este faptul că o să câștige destul de multe premii, pentru că noi deja difuzările le-am văzut și le avem. Smiley, Andra, Delia, Holograf, Voltage,
Practic maxim, se acoperă, ca să le spunem celor care, eu cred că lumea știe, sunt toate gamele muzicale acoperite aici, adică de la rock, la pop, la dance. Exact, avem, suntem în fiecare an atenți, cânte, artiști, pentru toate vârstele, să spun așa. Așa cum Holograf, după părerea mea, se adresează până și, eu știu, mamei mele de aproape 60 de ani, Puia sau Maxim se adresează unui public de 14, 15, 18, 20 și așa mai departe. Delia, Andra, eu știu, de la 5 ani până la 60. Deci, practic, toți artiștii difuzați pe segmentul de radio comercial. Exact, mainstream, da. Vor fi prezenți mâine seară, unii ca să ia premii, alții ca să... Da, toți o să cânte mai... și...